Despre bucurie în Est și în vest. Vă mai amintiți poate imagini ale Revoluției Române din decembrie 1989, așa cum au apărut ele pe ecranele de televiziune din toată lumea. Fusese s-a spus Prima Revoluție în direct. Un dictator fugea cu elicopterul de pe clădirea guvernului, străzile erau pline de tancuri, de soldați descumpăniți și de civili exaltați se trăgea din toate părțile. Euforia nu se putea încă deosebi de teroare, speranța se asocia cu doliul. Ulterior, analiști de toate felurile din România și din afara ei au căutat și au găsit argumente pentru a relativiza dimensiunea revoluționară a acelor zile. S-au numărat morții și s-a stabilit că n-au fost dăstui, s-au identificat complicate scenarii conspiraționiste, s-a vorbit de o lovitură de stat comunistă, de o subtilă manevră sovietică sau americană sau sovieto-americană sau, cum altfel, iudeomasonică. România părea să fi reușit o înșelătorie de proporții. Organizase ceva care semăna a revoluție, dar care în realitate lăsa neatinse structurile dictaturii. Era așadar marele eșec, excepția, oaia neagră a estului european. Între timp, suspiciunile s-au mai potolit. Oaia a devenit comestibilă, a fost invitată să adere la NATO și i s-a promis Marea Pășune Europeană. Evenimentele din decembrie 89 au fost reinvestite cu titlul de Revoluție. Dar eu nu despre aceste grandioase evoluții istorice vreau să vă vorbesc. Amintirile mele despre Revoluția de la București sunt mai modeste. Țin de faptul divers de spaime concrete, de detalii mai mult sau mai puțin semnificative. De pildă, primul strigăt de victorie pe care l-am auzit, prima bucurie articulată, atestând schimbarea radicală a vremurilor, a venit din partea unei vecine cum se cade, fără niciun fel de apetențe revoluționare. Ea a intrat impetuos în curte, trecând eroic printre gloanțe, și a proclamat în beneficiu întregului cartier la magazinul din colț se găsesc măsline și nu e coadă. Am simțit imediat aroma viitorului. Am simțit că suntem în pragul unei schimbări decisive. De acum înainte vom avea măsline. Și le vom putea cumpăra în orice cantitate, fără măcar să stăm la coadă. Din punctul meu de vedere, era o realizare suficientă pentru a justifica o revoluție. Bucuria norocoasei mele vecine era în același timp un eco al trecutului și o profeție. Era un tip de bucurie pe care numai austeritatea economică a unei dictaturi o putea explica și care, în scurt timp, urma să dispară. Atingem astfel o primă treaptă a distinției dintre estul comunist și vestul liber în materie de bucurie. Esticul resimțea achiziția măslinelor ca pe o bucurie, în vreme ce vesticul care cumpără măsline nu simte nimic. Cu alte cuvinte, ceea ce pentru unul e o circunstanță banală, subînțeleasă, pentru celălalt era un eveniment, o șansă electrizantă, o sărbătoare. Pentru Estic, subînțelesul vesticului era și este încă o utopie. Observația merită oarecare atenție, pentru că, după părerea mea, unul din motivele pentru care estul și vestul nu se înțeleg uneori este faptul că ele nu se subînțeleg, că au experiențe diferite despre ceea ce este în viața zilnică de la sine înțeles. Normalitatea vestului constă într-o lungă listă de de la sine înțelesuri. E de la sine înțeles să găsești de mâncare, să ai căldură în casă când afară e frig, să ai fără întrerupere curent electric, să vină autobuzul la timp, să ai pașaport, să te întâlnești cu cine vrei, să crezi ce vrei, să scrii și să publici ce vrei. E de la sine înțeles să înjuri guvernul, să fluier forțele de ordine, să vezi filme din toată lumea, să citești orice autor, să porți sau nu barbă și plete, să faci câți copii vrei, să ai în genere drepturi individuale, pe care instituțiile trebuie să le respecte. Nimic din toate acestea nu era pentru cetățeanul unei țări comuniste de la sine înțeles. De aceea, când din întâmplare, sau prin excepție, sau prin arbitrarea magnanimitate a puterii, unul sau altul din punctele listei de mai sus era contrazis de realitate când aveai căldură sau lumină sau pașaport sau măsline, când îți apărea o carte sau nu așteptai autobuzul decât o jumătate de oră, aveai toate motivele să te bucuri. Improbabilul devenea posibil, minimalul căpăta proporții solemne.